Bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Sunt doctorul Emanuel Chețan și, așa cum v-am obișnuit deja, în cadrul acestor emisiuni medicale dorim să venim în întâmpinarea dumneavoastră cu informații medicale prețioase. Practic, prin aceste emisiuni, dorim să înțelegem cauzele afecțiunilor despre care discutăm, cum anume se manifestă acestea și de ce nu care ar fi resursele terapeutice disponibile la ora actuală. În acest sens, în emisiunea de astăzi o avem ca și invitată pe doamna doctor Ruth Vinț, medic specialist diabetolog. Doamna doctor, bine ați revenit la emisiunea Sănătatea în Obiectiv. Bună ziua, mulțumesc și bine v-am regăsit. În emisiunea de astăzi vom continua discuția noastră începută data trecută pe tema diabetului zaharat, astfel că astăzi ne vom uita la complicațiile cronice ale diabetului zaharat. Așa cum bine se cunoaște, diabetul zaharat este o afecțiune care poate genera apariția anumitor complicații de un fel sau altul. De aceea aș dori să intrăm în subiectul nostru de astăzi și pentru început v-aș ruga, doamna doctor, să precizați pentru telespectatorii noștri care sunt complicațiile cronice ale diabetului zaharat și de ce ar fi important să discutăm despre ele. În primul rând, complicațiile cronice ale diabetului zaharat sunt importante deoarece pot să ducă la pierderea vederii, la insuficiență renală, la amputații la nivelul membrelor inferioare și la deces. 50% dintre pacienți prezintă complicații cronice încă de la diagnosticul diabetului zaharat de tip 2. Există două mari categorii de complicații. Complicații cronice macrovasculare se produc complicații la nivelul vaselor de sânge mari și acestea sunt infartul miocardic acut, accidentul vascular cerebral și boala arterială periferică și complicațiile microvasculare, complicații care se produc la nivelul vaselor de sânge mici și astfel apare retinopatia diabetică, boala cronică de rinichi sau nefropatia diabetică și neuropatia diabetică. Așa este. Tocmai ați pomenit despre complicațiile microvasculare ale diabetului zaharat și aș dori să ne oprim puțin atenția asupra lor, rugându-vă în acest sens să oferiți spectatorilor noștri mai multe informații referitoare la acestea. Cred că ar fi extrem de util. Da, o primă complicație ar fi complicația care se caracterizează prin afectarea vaselor de sânge de la nivelul ochilor. Aceasta se numește retinopatia diabetică și în forme avansate duce la pierderea vederii. Apar anumite anomalii vasculare la nivelul retinei, dar cele mai importante sunt formarea de vase noi. Aceste vase noi, care se mai numesc și neovase, sunt bineînțeles patologice, au o fragilitate crescută și pot să producă hemoragii. În funcție de prezența sau de absența acestor neovase, retinopatia se clasifică în două mari categorii: retinopatia proliferativă când au apărut aceste vase și neproliferativă, care poate fi Ușoară, moderată sau severă. În retinopatia neproliferativă nu au apărut aceste vase patologice. O altă complicație poate fi maculopatia diabetică. Macula este o componentă a retinei centrale. Poate să apară lichid la nivelul maculei și astfel se produce edemul macular. Pentru a se produce aceste anomalii vasculare și pentru a apărea retinopatia și maculopatia diabetică, nu doar glicemiile crescute sunt importante, ci mai sunt și alți factori de risc, precum hipertensiune arterială, dislipidemia, fumatul, afecțiunile renale și sarcina. Retinopatia diabetică și maculopatia diabetică se diagnostichează în funcție de uh, simptomatologie și anumite explorări imagistice. Simptomatologia, bineînțeles, apare în funcție de uh, severitatea uh, acestor uh, afecțiuni retiniene. Poate să apară scăderea cuității vizuale, încețoșarea vederii alterări ale câmpului vizual, fluctuații de vedere, dar în formele incipiente, retinopatia diabetică este asimptomatică. Ca și investigații, pentru retinopatia diabetică se va efectua examenul de fund de ochi, iar pentru maculopatia diabetică este nevoie de tomografie în coerență optică a retinei. Ca și opțiuni terapeutice, pentru retinopatia diabetică proliferativă și pentru retinopatia neproliferativă severă se va opta pentru fotocoagulare laser, iar pentru maculopatia diabetică și retinopatia diabetică proliferativă se vor administra injecții intravitrene cu antifactor de creștere al endoteliului vascular. Aș vrea să specific faptul că diagnosticul, indicațiile, cât și tratamentul uh, vor fi uh, efectuate de către medicul specialist oftalmolog. Următoarea complicație prin care are loc afectarea vaselor de sânge de la nivelul rinichilor se numește boala cronică de rinichi. Prezența albuminuriei sau uh, cu alte cuvinte pierderea de proteine prin urine și sau scăderea ratei de filtrare glomerulară. Scăderea ratei de filtrare glomerulară înseamnă că rinichiul începe să și piardă din funcție. Și această rată de filtrare glomerulară se calculează în funcție de creatinină. Deci aceste procese apar sau prin, aceste, prin cele două mecanisme se caracterizează boala cronică de rinichi. Pentru stabilirea diagnosticului de boală cronică de rinichi avem nevoie de două valori crescute, fie că vorbim de albuminurie, fie că vorbim de creatinina serică. Și, bineînțeles, există diferite uh, stadii și grade de severitate în funcție de aceste valori, până la insuficiență renală cronică și indicație de dializă. Ca și uh, tratament, uh, în primul rând, vom uh, pune accent pe partea de dietoterapie. Se recomandă un uh, necesar de în jur de 0,8 grame de proteine per kilogram corp, corp pentru pacienții cu insuficiență renală non-dializați, iar în cazul pacienților care efectuează dializă, deci care sunt cu insuficiență renală, se va crește aportul la 1,2 grame per kilogram corp, deoarece prin dializă se pierd proteine, iar proteinele au rolul de a menține masa musculară și funcția musculară. De asemenea, Aportul de sare este important, mai ales dacă se asociază și hipertensiunea arterială. Recomandarea ar fi între 1,5-2,3 grame de, de, de sare pe zi. Apoi, restricția de potasiu. În insuficiența renală cronică, potasiul este crescut are loc acea hiperpotasemie și pacientul va fi nevoie să reducă consumul de alimente bogate în potasiu. Și nu în ultimul rând, suplimentele de calciu și vitamina D3 care sunt foarte importante, deoarece în cazul insuficienței renale cronice pot fi carențe pe această parte. De asemenea, controlul glicemic este foarte important și vom opta pentru o anumită clasă terapeutică ce are rol de protecție renală și care mai mult decât atât îmbunătățește funcția renală, cum sunt, de exemplu, dapagliflozinul, empagliflozinul. Iar în cazul în care pacientul asociază hipertensiune arterială, vom opta pentru, mai ales în caz de prezență de albuminurie, vom opta pentru inhibitori ai enzimei de conversie sau sartani. În cazul în care există insuficiență renală cronică, pacientul va trebui să fie consultat și monitorizat de către medicul specialist nefrolog. Și ultima complicație este aceea prin care uh, apare afectarea nervilor, și anume neuropatia diabetică. Cu care noi neurologii ne întâlnim în clinicile și cabinetele de neurologie. Așa este. Și polineuropatia diabetică periferică este cea mai frecventă formă de manifestare a neuropatiei diabetice. Un pacient cu polineuropatie periferică are un risc de a suferi o amputație de 25 de ori mai mare față de un pacient care nu are polineuropatie uh, diabetică. Această neuropatie apare din cauza afectării fibrelor nervoase mici, care sunt responsabile de transmiterea sensibilității termice și dureroase, și, de asemenea, din cauza afectării fibrelor nervoase mari, responsabile de transmiterea sensibilității tactile, vibratorie și proprioceptive. Apoi, Apare neuropatia motorie, caracterizată prin afectarea fibrelor nervoase motorii cu atrofia musculaturii piciorului. Apar deformări și modificări de presiune ale piciorului, care sunt un important factor de risc pentru apariția ulcerului. În timp, este diminuată forța musculară, scad reflexele osteotendinoase, și apare prăbușirea boltei plantare și acel picior tipic numit piciorul șarco. Diagnosticul neuropatiei se stabilește în funcție de simptomatologie și examenul clinic al piciorului. Simptomele specifice sunt durere, senzație de arsură, senzație de furnicături, de picioare reci. Această simptomatologie apare predominant în repaus. Pacientul adesea se plânge că este trezit noaptea din somn din cauza simptomelor. Uh, inițial apare la nivelul picioarelor, este simetrică, ceea ce înseamnă că apare la ambele picioare în același timp și are un caracter ascendent, și anume avansează până la nivelul mâinilor. Uh, este acel tablou clinic de simptomatologie în șosetă și mănușă. Exact. Pe de altă parte se poate produce diminuarea sau pierderea sensibilității dureroase. Aș vrea să specific faptul că durerea este un dar. Durerea ne ajută să ne ferim de uh, factorii extern nocivi, uh, ne ajută să luăm măsuri în caz de prezența unor uh, uh, leziuni. Ei bine, în momentul în care durerea uh, dispare, aceste simptome uh, dispar. De asemenea, riscul pentru ulcerație este foarte mare. Examenul clinic al piciorului uh, constă în uh, inspecția piciorului. Vom inspecta tegumentele, pielea, vom vedea dacă nu au apărut. Uh, leziuni, dacă pielea este îngroșată, este denumirea aceea de hipercheratoză, care de asemenea este un factor de risc pentru ulceri și infecții. Apoi, testarea neurologică. Vom utiliza diferite instrumente care au rol în testarea sensibilității dureroase și termice, sensibilității tactile, vibratorii, vom testa reflexele osteotendinoase și nu în ultimul rând foarte important vom palpa și pulsurile. În cazul în care acestea sunt diminuate sau sunt absente, vom lua măsuri suplimentare, vom Așa efectua simt. un examen indice gleznă braț și vom vedea dacă pacientul mai are asociată și o complicație macrovasculară, cum este boala arterială periferică, pentru că în acest caz lucrurile se complică. Așa e. Ca și management terapeutic pentru neuro neuropatia diabetică, în primul și în primul rând pacientul trebuie să aibă un control glicemic adecvat. este un prim pas până la urmă. Așa este. Apoi va trebui să folosească o încălțăminte adecvată care să nu-i producă leziuni sau um, acele bătături cum sunt cunoscute de către telespectatori. Educarea pacientului asupra îngrijirii piciorului. Pacientul va trebui să aibă grijă atât la igienă cât și la inspecția piciorului. Sunt pacienți care din cauza că nu simt, nu văd dacă au anumite um, leziuni. Uh, pacientul nu poate să ia măsuri din timp uh, pentru că nu simte acele leziuni și riscă să ajungă uh, cu leziuni suprainfectate sau riscă să ajungă târziu la medic. E foarte important această conștientizare a igienei piciorului. Așa este. E foarte, foarte important partea de educarea pacientului uh, și determinarea pacientului de a lua măsuri din timp în caz de apariție a oricărei leziuni. Ca și tratament medicamentos vom opta pentru medicamente care împiedică procesele patologice, cum este benfotiamina, acidul alfa-lipoic, iar în caz de simptomatologie supărătoare, se Pot recomanda pregabalina, gabapentin și duloxetina. Cam aceste medicamente ar fi medicamente cu efect antialgic? Exact, cam acestea ar fi principalele clase recomandate. O altă categorie de neuropatie este neuropatia autonomă sau vegetativă care practic poate afecta aproape toate sistemele. Sistemul cardiovascular apare acea hipotensiune ortostatică fără creșterea compensatorie a frecvenței cardiace. Și anume, pacientul când trece din poziția culcată, când se ridică, tensiunea scade sub o anumită valoare și în mod normal pulsul ar trebui să crească, dar în caz de neuropatie autonomă pulsul nu crește. Rămâne la o anumită valoare. Apoi. Neuropatia gastrointestinală, caracterizată prin gastropareză diabetică, cu grețuri, vărsături, tendință la hipoglicemie, deoarece alimentele nu se mai absorb așa cum trebuie. Alternează ă, constipația cu scaunele diareice. Neuropatia urogenitală, ă, caracterizată prin urinări frecvente, incontinență urinară și mai departe. Și disfuncția ă, sudomotorie. Pielea este uscată, apare acea intoleranță la căldură um, și este important faptul că neuropatia autonomă uh, la momentul de față se diagnostichează cu ajutorul unui aparat numit Sudoscan. Acesta testează răspunsul galvanic al pielii care este legat de activitatea glandelor sudoripare de la nivelul pălmilor și um, tălpilor. Cam acestea ar fi câteva informații legate de complicațiile cronice ale diabetului zaharat în mare. Ne în încet de ultima parte a discuției noastre și aș dori să vă mai întreb, doamna doctor, ce măsuri ar trebui adoptate pentru a preveni sau a împiedica evoluția acestor complicații? Pentru a preveni și a împiedica evoluția complicațiilor cronice ale diabetului zahărat pacientul trebuie să efectueze screening periodic și anume examen de fund de ochi, examen de picior și albuminuria și creatinina periodic. Un pacient cu diabet zahărat de tip 2 încă de la diagnostic trebuie să efectueze acest screening pentru complicații cronice. Un pacient cu diabet zaharat de tip 1, după 5 ani de la diagnosticul diabetului zaharat, în cazul unui control glicemic bun, screeningul se va efectua uh, o dată pe an în cazul în care apare simptomatologie specifică fiecarei complicații, screeningul se va efectua mai frecvent. Iar dacă deja există complicații ale diabetului zaharat, frecvența screeningurilor va fi Stabilită de către medicul specialist, medicul oftalmolog, medicul nefrolog sau medicul chirurg. Deci, o colaborare cu o echipă multidisciplinară este esențială. Așa e. Doamna doctor, vă mulțumim frumos încă o dată pentru prezența dumneavoastră în studio și pentru toate informațiile prețioase pe care le-ați oferit, și astăzi. Dumnezeu să vă binecuvinteze și vă mă așteptăm și cu altă ocazie la emisiunea Sănătate în Obiectiv. Vă mulțumesc și eu. Stimați spectatori, vă mulțumim că ați fost alături de noi și de această dată. Nu uitați, sănătatea este un dar de la Dumnezeu. Prin urmare, trebuie să o prețuim. Până la o nouă emisiune, vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu și multă sănătate.